De a veșniciei punte. Dacă Domnul te încearcă, nu te încearcă să te pierzi, și te încearcă fiindcă în tine este aur și ai să vezi. Aurul în foc nu moare, e încercata lui tărie. După focul încercării vei cunoaște o bucurie. Liniștește-te tu care ești supus la încercare. Dumnezeu se încrede în tine, vede în tine o valoare. Dacă ar ști că te vei pierde, că ai să fii ars în focul crâncen, n-ar îngădui stăpânul de tine, nu s-ar atinge. Domnul pe cei slabi îi cruță, cu necazuri mari nu-i mustră, dar nici marea bucurie a izbânzii ei nu gustă. Fii convins în încercare, cu cât este mai temută, cu atâta fi va bucuria mai înaltă, mai profundă. Și ca să o strângi în suflet ca pe o binecuvântare, nu e prețul încercării pe potriva ei de mare. Când trupul tău e în stări de neputință, când duge-me trist și încătușat, nu poți să urci prea lesne prin credință spre țările spre care ai apucat. Dar poți atunci să ceri, să știi de ce ești încercat. Și suferința trupului ce-ți ține aripile legate de pământ va fi un prag pe care Domnul în tine cu har desăvârșit se va coborâ. Va sta pe pragul tău privind la tine, îți va răspunde de-l vei întreba, vei auzi atunci cuvintele de vine, vei ști atunci de ce ești încercat. Și n-ai să ceri atunci izbăvire din stările de neputinți trupești și ai să înțelegi ce mare fericire aici pe acest pământ cu Dumnezeu să te întâlnești. Căci n-are preț în lume să fii cu uleiul sănătății uns când în cazul trupului poți spune că harul Domnului îți este de ajuns. Și când vei prețui mărgăritarul de mare preț în inimă îngropat, fii sigur, Domnul își va întinde harul și peste trupul amarnic încercat. Amin.